de domnilor colegi. Cădem numeric, creștem calitativ. Asta e prima concluzie. Suntem pentru a patra oară la Cluj și pentru a șapte oară la nivel național. Se desfășoară seminariile de Fațial.ro. O să încerc să nu... să fiu eficient și să trec repede peste partea de deschidere. Vreau să spun că orice manifestare presupune sprijin material și spiritual. Și am un motiv foarte bine întemeiat în acest sens. Să mulțumesc decanul facultății pentru că încă o dată a făcut posibilă această întâlnire în acest context. Aș dori ca să îl rog cu această ocazie să ia cuvântul, iar după aceea îmi voi permite ca să fac o trecere în revistă a programului. Sunt convins că l-ați consultat, cu toții știți despre ce este vorba, dar vom veni cu câteva precizări. În principiu, nu intervine nicio modificare la programul anunțat. Domnule decan, vă spun. Bună dimineața! Distinși invitați, dragi prieteni, aici, după cum ușor poate fi sesizată, cu toții suntem prieteni, dragă Vasile, dragă Ștefan, dragă Florin, dragă Nelu, îți mulțumesc pentru amabilitatea de a dumneavoastră. Nu vreau să te contrazic, dar aș vrea să subliniez totuși faptul că această întâlnire cu siguranță ar fi avut loc și fără implicarea mea și fără sprijinul meu. Singurele mele merite sunt doar acele legate de puțin catering ce va veni, de autobusul de mâine și un mare lucru. Deci vreau să vă spun din sufletul călduros bine ați venit în facultatea noastră. De fapt, bine ați revenit și vă asigur că facultatea noastră va fi o gazdă primitoare și de aici încolo pentru cel puțin 4 ani, dar sunt sigur că și după aceea. Mă bucur că astăzi ați revenit la Cluj într-o zi, pot să zic, mai specială. Este o zi în care Senatul UBD avizează viitorii decani. Este o zi în care la București se dezbate moțiunea de cenzură și unul dintre noi avem emoții, oare pică sau nu pică, în sfârșit fiecare depinde de culoare. Nu, mă rog, cei care mă cunoașteți știți bine ce îmi doresc. Dar, în sfârșit, vreau să vă spun că sunt realmente, nu vreau să folosesc cuvinte mari, sunt realmente fericit și încântat de faptul că, din nou, workshop-ul GIS Open Source este prezent aici, datorită mulțumită prietenilor noștri, Ștefan Vasile, Ștefan Florin, care sunt creierele și sufletele acestui geospațial.org și care înseamnă realmente foarte mult pentru mișcarea geografică, pentru cercetarea științifică din domeniul geografiei, dar și din domenii conexe, după cum știți dumneavoastră foarte bine că este, sigur, geografia importantă, dar cu siguranță nu este a bunicul Pământului din punct de vedere științific și că în soluționarea problemelor complexe, evident, toate domeniile trebuie să își dea mâna. Însă, sigur, din punctul de vedere al geografiei, ceea ce se întâmplă prin această mișcare este foarte important. Prin 1953, un geograf austriac de origine naturalizat în Statele Unite, un nume sonor din geografia celor vremuri, îl chema Kurt Alfred Schäfer, într-un articol devastator la vremea respectivă, acuza geografia de faptul că este o știință retrogradă,
se consideră excepțională și își propune să facă mai mult decât poate. Se ocupă de toate și le face doar de mântuială, prin descriere superficială, și arăta el că singura salvare a geografiei este descoperirea valorilor nomotetice și argumentarea parametrizată a faptelor prin interpretarea parametrilor spațiali ai realității geografice. Sigur că acest fapt se întâmpla în 1953, atunci când, evident că asistam doar la începuturile ciberneticii și ale viitoarei revoluției IT, că era vorba despre așa ceva. Astăzi, cred că din ceea ce dumneavoastră știți foarte bine, din ceea ce dumneavoastră faceți, cred că putem să redescoperim adevărul spuselor lui Kurt Alfred Schaeffer și, într-adevăr, ceea ce interpretarea parametrilor spațiale oferă științei în general și geografie implicit prin revoluția IT este cu totul special și suntem absolut satisfăcuți și încrezători că vom profita din bine rezultatele dumneavoastră, pentru că noi în alte planuri de acțiune derulăm proiecte, zicem noi, de succes deocamdată împotriva sincopelor, mă rog, tradițional românești în ceea ce privește derularea programelor europene. Avem un proiect în care chiar utilizăm soluții GSoC în sus pentru promovarea instrumentelor geomatici în relarea geografiei, în învățământul preuniversitar. De asemenea, împreună cu colegul meu, profesor Ioan Rus, și probabil și cu viitorul ajutor al unora dintre voi de aici, de față, dorim să perseverăm în promovarea programelor de studiu care au drept obiect aplicațiile GIS, implicit în varianta open source. Ne gândim deja să lansăm, probabil pentru anul viitor, un program de licență în domeniul geomaticii care să anticipeze masteratul ce funcționează cu succes deja. Iată, deci, suficiente motive pentru care vă mulțumesc că sunteți aici, vă felicit pentru ceea ce faceți și, negreșit, vă așteptăm cu mult drag și în anii ce vin. Vă urăm mult succes. În final vă adresez doar o scurtă rugăminte, nu este niște cum un reproș la faptul că am întârziat cu 15 minute, este absolut normal, veniți mai departe. Sunteți în majoritate tineri și somnul de dimineață este mai plăcut la vârsta tânără. Domnul care ne-a asigurat facilitatea cu autocarul. Deci mâine un autocar de 34 de locuri mă așteaptă pe strada Avram Iancu, însă mi s-a făcut precizarea că acolo staționarea nu poate avea loc decât pentru foarte puțin timp și de aceea cei care doriți să vă deplasați mâine în teren cu autocarul să fiți în locul respectiv la ora fix, pentru că nu va putea sta mai mult de 5 minute acolo. Mulțumim foarte mult! Da, am asistat cu plăcere la cuvintele de întâmpinare a decanului facultății. Aș propune ca pentru seminarul de la ANU să susțină o secțiune, că vorbește foarte bine. Cred că ar fi un câștig pentru toți. Domnilor colegi, o să-mi permit acum cursul operatorului dumneavoastră ca să facem puțin bucătărie internă. Mă refer la chestiunile legate de organizare și de program. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți, este foarte clar ce și cum urmează, probabil că alții nu. Și aș dori ca de comun acord să luăm acum la cunoștință de câteva precizări. Așadar, programul se va derula după cum urmează. De la 9:10 la 9:30 va prezenta Sorin Constantin geospațialul ORG, un punct de referință pentru comunitatea geospațială românească.
E aproape la jumătatea prezentării, așa. Bun. De la noi o să încercăm câteva minute să câștigăm la fiecare. O să vă rog puțină concizie, bine, ca să ne încadrăm totuși în grup. La 9.30 până la 9.50, Codrina va prezenta Open Data pe înțelesul tuturor. 9.50 până la 10.10, utilizarea tehnologiei open source în realizarea aplicației Search and Rescue. Mihai Ioniță, de la Romanță, da? De la 10.10 până la 10.30, R, lingua franca a analiștilor de date, prezintă Mihai Teren. De la 10.30 la 10.50, evaluarea susceptibilității la eroziune prin metode statistice folosind ILVIS, prezintă Mădălina Teodor. De la 10.50 la 11.10, proiectul educațional OpenGIS, prezintă Alina Ristea și Mădălina Teodor. La ora 11.10 facem o scurtă pauză de cafea, cam 20 de minute. Se va servi cafeaua aici, pe holul ăsta, de la intrarea în anfiteatru. De la ora 11.30 la 11.50, indici normalizați de diferențiere, prezintă Florin Iosub. De la 11.50 la 12.30, GIS citesc eu, cu toate că nu scrie așa, egal, egal, informație viitor, prezintă Cristi Bani. De la 12.30 la 13, aeromodelul ca platformă aerofotogrammetrică, prezintă Cristian Salam. De la 13 la 13.30, Homed Lidar, un nou început, prezintă Bogdan Candrea, Mihai Niță, Ionuț Pascu, Simon Ștefan, de la Forest Design. După care, la ora 13.30 până la 13.50, vom face o scurtă pauză de masă și am să rog pe toți, fără nicio excepție, invitația o adresez acum și nu reiau. La 13.30 coborâm cu toții la subsol, la camera 10. Și acolo o să încercăm să socializăm, să ne înghesuim, vedem cum facem, dar toată lumea trebuie să participe. La 13.50 până la 14.10 continuăm seria prezentărilor în plen. Arhitectul Dan Clinci va prezenta materialul Identificarea graniței Portofranco-Insulina Interbelică, reconstituire fotocartografică. La 14.10 până la 14.30, toponimie deltaică, studiu de cartografie comparată. Domnul profesor Ștefan Constantinescu va vorbi despre asta. La 14.30 până la 14.50, work preumblare pe munți. Epistolele și harta. Am citit exact așa cum a dorit autorul să scrie. Cezar Buteres va prezenta acest material. După care, de la 14.50 la 15.10, hărțile turistice ale Touring Clubului Român, Avântul Turismului Montan în România, prezintă Bogdan Olariu. La 15.10 la 15.30, neogeografie, geografia mileniului 3, cu semnul întrebării, ne va spune dacă este așa sau nu domnul coleg Marius Budileanu. La 15.30 până la 15.50, interactiv Meteosat, aplicație educațională pentru aplicații meteorologice, va vorbi prietenul nostru și al vostru, Vasile Crăciunescu. De la 15.50 până la 16.10 vom face o scurtă pauză, pentru care o să vă rog să veniți cu toții în fața facultății pentru poza de grup. Atunci și lumina bună, atunci și momentul în care putem rezolva această chestiune. Și cu asta se încheie prezentările în plen. Ați văzut că și prim-miniștri în Europa, când se întâlnesc, fac poza de grup. Așa că trebuie să ne raportăm și noi la această situație. Domnilor colegi, după amiază lucrurile vor sta după cum urmează. De la ora 16.10 până la 19.10 se va lucra pe secțiuni. Și acum am să anunț distribuția secțiunilor pe săli. Acei dintre dumneavoastră care au dubii asupra secțiunii la care s-au înscris, să se caute pe lista care va fi afișată pe ușa sălii unde se va desfășura secțiunea respectivă. Acei care au lucrurile foarte clare, vă rog să rețineți. În sala 27, care este la parter, cum coborâți în dreapta,
Modele 3D din colecții Raster prezintă Cristian Balint și Bogdan Candrea. În sala 22, vis-a-vis de sala 27, deci tot la parter, Modis Land Product Subset, Cristian Fleraru și Florin Iosul. Iar aici, rămân pe loc, cei care s-au înscris la secțiunea generarea și utilizarea hărți de background pentru aplicații web folosind Tilecache. Iulian Lucru și La 19 și 10 se încheie secțiunile. Mai departe nu-mi permit ca să vă spun care e programul. Probabil că va avea loc o întâlnire informală de comun acord, conform bunei tradiții. Vom vedea la momentul potrivit cum rezolvăm această problemă. Iar pentru mâine, foarte pe scurt, lucrurile se vor desfășura în felul următor. Activitatea începe la ora 9, cu o singură excepție. Participanții la secțiunea modele 3D din colecții Raster. La ora 8 fără 5 vă recomand să fiți în centru, pe strada Avram Iancu, la intrarea cimitirul central. Acolo e locul de întâlnire. Nu puteți rămâne acolo, că vine autobuzul și vă ia. La 8, hai maximum 8 și 2 minute, va pleca autobuzul, pentru că e staționarea interzisă și îl saltă. Și îl postă. Oamenii înscriși la această secțiune, 30 și 1 sau și 2 de oameni, se vor deplasa în feleac și vor asista la lansarea avionului în vederea capturării imaginilor respective, care, prin bunăvoința organizatorilor care se ocupă de secțiune și, în sfârșit, mă refer în special la Cristi Balint, sperăm că vor fi prelucrate în timp util, în așa fel încât până sâmbătă la ora 4 după amiază, când vom face întâlnirea de plen pentru concluzii, să vedem rezultatele respective. Dacă nu, oricum este un câștig, pentru că băieții care se vor ocupa de această problemă vă vor spune câteva lucruri foarte interesante și legate de cum se alege momentul, condiții de zbor, planul de zbor și așa mai departe și așa mai departe. Cu siguranță că va fi un câștig pentru participanți. Restul oamenilor care nu sunt înscriși la această secțiune vom proceda după cum urmează. De la ora 9 până la ora 12, în sala 27 este secțiunea de gras. Cei care s-au înscris la gras vor fi, deci la ora 9, la sala 27, prezintă Andreea Florentina Marin și Matei Domnița. În sala 43, deci aici, crearea, prelucrarea, analiza și publicarea informațiilor spațiale utilizând soluții GISO Open Source, partea 1 a seminarului, prezintă Florin Iosub, Codrina Marina Ilie, Sorin Constantin. Iar în sala 22, va fi secțiunea referitoare la procesarea imaginilor satelitare folosind LiOWorks. Prezintă Ion Medelcu și Ștefan Constantinescu. La ora 12 până la 13, pauză de masă. Toată lumea din nou la sala 10, în subsolul facultății. De la 13 la 16, secțiunile se vor desfășura după cum urmează. În sala 27 continuă partea a doua de la secțiunea GRAS. În sala 43 continuă partea a doua de la crearea, prelucrarea, analiza și publicarea informațiilor spațiale utilizând soluții GIS Open Source. Iar în sala 22 are loc secțiunea manipularea datelor geospațiale în R. La ora 16 ne vom vedea aici pentru cât va fi nevoie, probabil nu mai mult de o oră, pentru concluzii, pentru înmânarea diplomelor de participare și pentru alte discuții, în sfârșit. Iar după ora 17, fatidica întâlnire informală. Dacă pentru cineva există neclarități, vă rog să vă adresați cu toată încrederea. Dacă cineva are nevoie de vize pe delegații, vă rog să le aduceți pe toate și să le puneți pe acel colț de masă și într-o pauză voi căuta în momentul ca să mă duc la secretariat ca să le rezolvăm.
Dacă există alte probleme, de asemenea, vă rog să vă adresați organizatorilor. Ar mai trebui să spun că pentru lucrul pe secțiuni, ar fi bine dacă ați avea cât mai multe prelungitoare și, eventual, fiecare ar fi foarte bine dacă ar veni cu laptopul său. Dacă nu, vom găsi soluții pentru a rezolva și această problemă. Vă mulțumesc că ați avut răbdarea ca să ascultați aceste chestiuni absolut lipsite de spectaculozitate și de știință, de afară de care nu ne putem desfășura activitatea. Și acum îl rog pe Sorin Constantin să prezinte materialul geospațial, oricum punct de referință pentru comunitatea geospațială românească. Vă mulțumesc! Pentru buna desfășurare a seminariului, voi lichida tot scopul de țuică din decanat și îl pun la dispoziția organizatorului.